Hai să mergem la următorul invitat care a venit din Chișinău, locuiește în București de doar 6 luni și este deja o senzație în topurile muzicale, deși părinții săi ar fi dorit ca băiatul ăsta să urmeze o facultate serioasă și să aibă și el un loc de muncă stabil. Mark Stam este acum aici! Salut, salut! Salut! Mă bucur tare că ne vedem în sfârșit la emisiune. Te rog mult să iei un loc. Ce Ia faci, loc? Mă, Marc, mă, merg, cum merge treaba? Mor de foame, dacă cinstit, dar treaba nu merge. Nu încerca, că ai văzut, că da, e cu victime, da? Foarte periculos. Mănânci iute? Mănânc, dar nu o să risc acum, că am văzut reacțiile. Ai văzut că sunt pe bune, știi, că multă lume zice, nu mă, la televizor joacă teatru. Nu, a fost pe bune. Și a fost, chiar, da, știi care... dar... Vezi? Na, da, s-a întâmplat. Ce faci, mă, Marc? Mă bucur foarte tare. De cât timp ești în România? De jumătate de an. De la finele lunii septembrie m-am mutat aici. Adică de o jumătate de an în România și ai și cucerit topurile și radiourile și televiziunile. Cumva da, dar asta eu mulțumesc fanilor. Dar și... părinții tăi nu vreau să te faci muzician, să fii cântăreț, nu? Da, dacă cinstit, am avut careva discuții la început, când abia în primul an a carierei, încă când nu ne lansasem în România, însă după piesa Doar Noi, da, ei deja au început să înțeleagă, adică, aha... Dar deci... vreau să faci o facultate, vreau să te duci la studii, nu? Mă rog, ca orice părinți foarte de treabă, voiau să aibă un copil care are un viitor. Care are o un viitor sigur. Da, o muncă stabilă, însă cumva eu simțeam că sunt legat de muzică și încercam tot să le explic lora, dar s-a dovedit că practica explică mai bine decât, mă rog, teoria, da, adică mai bine să le arăți decât stai și spui, uite, așa vreau să fiu, uite, dar asta totuși, vreau să fac. Ai făcut și pentru părinți, ca să-i mulțumești, ai făcut facultatea de? Inginerie. Încă ești, nu? Sau te-ai lăsat? Nu, am pus-o pe pauză. Ai făcut cât? Un an jumate. Deci ai făcut un an jumate, facultatea de inginerie, ai făcut pauză. Părinții exact. Au văzut că îți merge bine cu muzica, s-au liniștit și ei calmat, și acum totul e perfect. Da, acum totul e bine, încerc și eu să-i ajut cum pot și ei apreciază asta și la rândul lor și mă susțin foarte mult ca să merg și eu mai departe. Spune-mi, cum vezi după 6 luni viața în România? Chiar pot spun că m-am acomodat. Acum deja mă simt în apele mele și sunt gata, mă rog, să, așa cum iubesc, eu spun, să atacăm din plin, adică din plină forță. Ai iubită? Întreabă da. Fanele, trebuie să le zicem. Da, am iubită, mă așteaptă la Chișinău. E de la Chișinău? De la Chișinău, da. Se uită poate acum pe ProTV Internațional. Poate se uită, dacă se uită, salutări. Nu pot spune asta. Și nu pentru că ar exista două iubite la Chișinău. Ți-am zis ceva mai devreme, făceam emisiuni mai de mult și veneau artiști tineri talentați, ca și tine, care erau la început de carieră și aveau mai multe prietene, știi? Și când întotdeauna când întrebai cum o cheamă, nu pot să spun că se uită și ce fac acum. Nu, la mine nu e așa, la mine eu sunt simplu, devotat și e una, e doar una și ea știe asta. Bă, știi ce vreau să zic? Uite, iubita ta e la Chișinău, părinții sunt la Chișinău. Și cred că chestia asta s-a simțit și când ai intrat prima dată în casa ta cea nouă de la București, pentru că te-ai simțit singur așa. Da, a fost cumva straniu. Am fost obișnuit 21 de ani, practic zi de zi, să fiu înconjurat de părinții mei, de fratele meu și iubita lui, și cumva glume, teme de discuții, certuri, era cumva altfel. Și aici când am deschis prima zi ușa la casă și... Sunt singură. Pe de o parte, dacă cinstit, m-am bucurat, dar după aia înțeles că nu, prea rapid m-am bucurat eu. Prea rapid. Ești învățat cu familia, e normal. Da, mai ai da. Frați? Da, am un frate mai mare, da. Care recent s-a căsătorit, felicitări lui. Casa de piatră. El e tot pasionat de muzică sau nu? Faza interesantă e că el, pe la vârsta mea, era DJ. Adică tot cumva nimerit în domeniul ăsta, da. Însă acum deja se ocupă, are un lucru stabil, adică deja cumva... I-a liniștit pe părinți, da, și cumva mi-a cedat mie ca eu să mă ocup. Să știți că Marc Stam, oameni buni, este un băiat extrem de talentat, un băiat din Chișinău, care cântă senzațional și compune senzațional. Jur, ești foarte tare și e foarte bine ca cei care se uită la noi să te caute pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube și să vadă toate lucrurile pe care le faci, pentru că chiar faci lucruri foarte mișto, serios. Pare bine. Foarte pare mișto. Bine, astăzi ne cânti, ce ne cânti? Recent am lansat o piesă nouă, se numește Nesimțit. Piesa n-are nimic cu cuvântul acesta. Are un vibe așa mai de vară, cumva ne pregătește. Te-am văzut, erai și chelner, erai aia, nu? Da, am lucrat și eu un pic. Era exact. Drept chelner. Erai și chelner, erai și dansator. A fost interesant.
Suntem gata. Suntem gata, o cântăm? O cântăm. Haide o cântăm. Să vedem. Marc Stam, oameni buni, revelația din muzica românească, băiatul ăsta talentat venit de la Chișinău, astăzi ne cântă o piesă care ați aflat. N-are nimic în comun cu acest cuvânt care se numește nesimțit. Piesa, în schimb, este foarte frumoasă. Ascultați piesa, vedeți videoclipul, căutați-l pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook. Îți mulțumim mult, Marc, și te așteptăm mai des la emisiune. Da, cea mai mare plăcere. Mersi mult. Perfect. Nu am mulți bani gheață, dar destui să-ți cumpăr o înghețată. Să ieșim la primare și să-mi șoptești în valuri de mare. Am luat zile din vamă și-am pus câteva după ușă la rece, pentru vreme norată. Și avem când pelicula vieții se trece. Avem rachete ca la știri, alimentate cu amintiri. Cu ele ajungem pe la cer, când ne coprindem la parte. Așa. Ne punem toți așa. Nu, tu pe mine așa. Așa, perfect. Nu ne gata, mulțumim mult de tot. Uite, ne-am și asortat. Oameni buni, el este Marc Stam. Căutați-l pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, ascultați piesa asta, dați-i share și like pentru că este un băiat mega, mega talentat. Și știi ce mi-a plăcut întotdeauna la tine? Că te-am văzut la câteva evenimente. Bă, atitudinea aia, știi? Adică omul mersi foarte mult. Sigur pe el și foarte hotărât. Mersi mult, mersi foarte mult. Tare, ești foarte tare, serios. Am avut și eroina principală din clip alături de noi. Da. Vorba de Lana. Eroina principală. Am crezut că e Sia prima dată, am crezut că ai adus-o pe Sia la emisiune. Cum ar fi? E 1 aprilie totuși. E 1 aprilie, da, e 1 aprilie. Mulțumim mult de tot, Marc, să ai multă baftă, te mai așteptăm. Mersi mult. Mai des, salută-i pe părinții tăi la Chișinău, salutări, acolo. Salutări, părinți, salutări. Mama, tata, Marc Stam a ajuns mare aici în România, așa că fiți mândri de el. Mersi mult. Mulțumim mult de tot, să rămână.